Conform statutului, vă supun la vot. Stați în gardă. Cine este pentru Zena Fedorovici? Împotrivă, abține, vă mulțumesc. În acest moment aveți președinte ales al PSD-ului. Pentru funcția de președinte executiv este înscris un singur candidat în persoana domnului ministru Marius Budăi. Vă supun la vot această candidatură. Cine este pentru? Împotrivă, abține, vă mulțumesc, să-l felicităm, avem un președinte executiv ales. Pentru funcția de vicepreședinți părinte județene, avem depuse candidaturi conform statutului. Întrunesc toate condițiile, o să vă citesc în ordinea când au fost depuse. Și rog să ridicăm picioare ca să vedeți încă o dată. Domnul Costică Macaret, președintele Consiliului Județean Botoșani. Domnul deputat Grotaru Răzvan. Domnul deputat Ciocu Tamara. Domnul Dumnezeu Alexandrescu, primarul municipiului Dorocoiești. Domnul Andrei Cosmin Ionuț, viceprimarul municipiului Botoșani. Domnul Anton Marcel, primarul comunei Curtești. Domnul Vista Dorin, vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani. Doamna Consiliului Județean Cristina Preșut. Domnul director Bogdan Buheanu. Domnul Dumitraș Constantin Cristian, primarul comunei Cordăreni. Domnul Gheorghe Ioan, subsecretar de stat în Guvernul României. Domnul Pașcu Costel, deputat în Parlamentul României. Domnul Consiliu Județean Marian Sergiu. Domnul Consiliu Județean Cătălin Olaru. Domnul Consiliu Județean Constantin Pătrăuceanu. Domnul Ștefan Andrei, primarul comunii Vorona. Domnul Reu Petru Târziu, primarul și Visăveni. Domnul Rufin Lucian, senator. Domnul Ticu Mihai, consilier local. Domnul Toma Petru, primarul comunii Codireni. Domnul Cătălin, consilier județean. În partea mediului de afaceri, doamna Manuela Zaruc. Vă supun la vot întreaga listă de vicepreședinți. Cine este pentru? Împotrivă, abține, vă mulțumesc. În acest moment aveți aleasă o conducere a organizației PSD Botoșani. Aplauzați! Cum ar fi câteva vorbe în stilul meu?